Bună dimineața! Bună dimineața, mama! Ce faci? Ai păpat portocală, da? Singură și a fost bună! Ce batic ai tu acolo? Ha? Ce batic ai tu? Vai, ce frumos îți stă! Îți stă superb, mami, da! Astăzi unde mergem? Astăzi mergem să înregistrăm o colindă, da, mami? Da? Și vom filma un videoclip și cu tine? Da, mama! Ce îți place? Abia aștept! Abia aștept! Înainte să plecăm, normal că tu și se joacă iară cu balonul, nu? Cu Carla. Am ajuns la destinație să înregistrăm. Se mai lucrează puțin la text. Carla ne dă inspirație. Faci vlog, Ian? Da, fac vlog. Aha, zâmbește. Paul care ne dă și inspirație. Ciao. Și tot ce Ciao. Și inspirație și expirație. Și are și scutece pentru copii, Paul. Da. La studio, dacă aveți copii mici, vă dă și jucării și scutece. Tot ce vrei. Aici e all inclusiv. Atât dacă nu am hârtie la imprimantă. Oh, mama. Doamnele Ceapă. Da. Cu doamna Usturoi. Doamnele Ceapă cu doamna Usturoi. Cum a venit ceva, să vedem cine a venit. Eu, mă, Paul. Păi tu mai musafiri aici anul non-stop. Ia, uite. Ce, mama? Hai să dăm drumul la treabă. Vedem ce iasă. Urito! Ce faci tu, Urito? Ateu, Iuru, da? Tu, ce urât ai tu? Ateu, Iuru. Tu vezi că n-are gât. Stai, mă, ateu. A ta nu e urâtă, nu? Da, n-are gât, a ta are gât de cocostâr, de girafă. Ca mine. Ca tine. Auzi ce zice de Milan. Ce zicea de tine. Auzi, Milan, când crești mare, s-o bați pe mătușa asta. Eu, te n-are gât bufla. Unde e gâtul? Eu, mă, o să-i se vadă, când crești mai mare. Unde ți-e gâtul? Are gușa prea mare. Ce se vede un pic mai tare? N-are gât, e grăsane. E urită, e urită, grasa. Cea mai frumoasă. Ce gâtul crește, e la oblu din sus. Da. Ce faci, mama? Poftim. Ține de aici, Carla, uite așa, puiul. Hai. Acompaniază pe unchiul. Da. Deci acum le arăt acestor doi oameni cum se procedează cu acestea, că na, ei nu prea, da, ei nu prea știu. Sta să vă zic, deci, așa. Hai să văd dacă... Ai. Eu cu rămas. Nu s-a inventat ăsta de 3 metri cât ai tu. O să-i rog pe ăștia de la Toman să facă un stativ cu liță. Cum trebuie să înregistrez? Vai de capul meu. Trebuie să stau așa, nu? Dar te rog frumos, pune-te capre aici. Da, chiar, mă, eu așa ceva. Tare. Mamă, m-ai făcut atâta de 2 metri. Baftă, Charlie. Culiță. Eu nu mai filmez, nu mai fac nimic. De ce? Hai să dau drumul. Acum. M-auzi? La Carla, m-auzi? Bă, am zis la mijloc că nu mai fac nimic. N-am dat drumul la boxe. Tu vezi când filmezi mamă porțiuni, să nu se vadă tot, să aud toată colinda. S-o crezi tu, pun toată colinda să fac eu aici, să aud oamenii de la mine, nu de la tine. Până plecați voi acasă, eu scot eu. Ai certat și zice, băi, ce au ăștia? Hai mă, mai stau mult după tine. Tara sfântă de Crăciunia. Hai să facem toate strofele și după aia fac refrenul. A, dacă ai zis că... Avem și jucării aici. Da. Că Paul are și el o fetiță. Când ai dat cu urtia așa jos.
Veste mare noi aducem, s-a născut Hristos. În Iesla cu oi șergem la părinții acasă, vestim bucuria. În seara sfântă de Crăciun, când s-a născut Mesia, mergem la părinții acasă, vestim bucuria. Sărbuna! Serus! Serus! Na, zi acum! Na. Ești bine? Da. Am emoții. Ileana. Da, aveai emoții buflă, mică. Ce emoții să ai, soră? Ești compozitoare, ești... Da, aveai emoții, că vine soția aceea. Exact. Nu mică de minunat, se aduce vestea bună. Beton, du-te tu. O să te rog să mai încânti încă o dată tot, dar cu zâmbet larg, ca așa să nu mai bine, da? Carla, o acompaniez pe mami. O acompaniez pe mami, mă. Te-am băgat pe vlog. Acum și acum tu urmezi. Atâta mișto ai făcut de sorta asta că hai, că intră, cântă, că nu știu ce, nu, acum să te văd pe tine. Că ea, uite, ea are treabă. Da, mă, să auzi. În seara sfântă de Crăciun, când s-a născut Mesia, noi mergem la părinții acasă, vestim bucuria. În seara sfântă de Crăciun, când s-a născut Mesia, repetă, repetă. Noi mergem la părinții acasă, vestim bucuria. Nu mă repet acum. Cu cine te cerți acolo? Hai, cântă, vă, cântă ceva. Hai. Zi. Hai. Zi așa, mă, să te văd cum... În seara sfântă de Crăciun, când s-a născut Mesia, noi mergem la... Vezi că intrași pe șepte, nu ne-i bai. Ești pe contratimp. Hai, hai acum. 1, 2, 3 și... În seara sfântă de Crăciun, când s-a născut Mesia, așa, repet. Mesia, noi mergem la părinții acasă, vestim bucuria. În seara sfântă de Crăciun, când s-a născut Mesia, noi mergem la părinții acasă, vestim bucuria. În seara sfântă de Crăciun, când s-a născut Mesia, noi mergem la părinții acasă, vestim bucuria. Te descurci, bravo! Strofa 2, la ce? Da. 1, 2, 3. Veste mare. Carla. Ce faci? Faci caca? Nu, cu ce zbunează. Ce am terminat acest proiect cu... Bine, cu caca lui Carla. Cu noroc. Unde te-ai pus, scumpa mea? Te-ai pus aici să faci melodii? E da? Eu știu că stau la poză. Mă, ce pace e! Hei! Hai să-mi pune aici unde stă toată lumea. Dar stai că nu știu cum e făcut. Ce ți-a gândit?
chiuciului de mâncă. Da. Și în încheiere. Vreau să-mi cer iertare pentru acest bec orb care nu ne ajută deloc. Nu, e chiar ok. Mulțumim că ne-ați urmărit și de data asta. Stați aproape, iese Colinda. Țineți aproape că iasă Colinda pe canalul. Pe canalul. Al meu. Oscar de Paul, înaintea noastră. Ce faci? Mama? E pe vecel. E pe vecel. E pe vecel. Ne vedem la următorul vlog. Pa! Vă pupăm!